Republica Moldova este codașă în topul statelor europene la capitolul doctorate, deși se spune că pe la noi oricine poate obține un astfel de titlu științific. Concluzia aparține cercetătorului Gheorghe Cuciureanu. Potrivit unui studiu, în anul 2016, cele mai multe teze de doctor au fost susținute la Universitatea de Stat din Moldova și la Universitatea de Medicină. În Republica Moldova se susțin anual în jur de 200 de teze de doctorat, un număr mic susțin specialiștii făcând comparație cu statele europene. Tudor Braniște este un tânăr doctorand la Universitatea Tehnică din Moldova, care se pregătește să-și susțină teza în acest an. El spune că puțin se aventurează să intre în lumea doctoranzilor. Atunci când se alege o teză de doctorat, tematica trebuie să fie în așa fel încât să corespundă cu actualitatea în domeniul științei, cu actualitatea științifică în domeniul dat, și totodată să fie și utilă sau să fie actual în domeniul industrial. Există mai multe cauze pentru numărul mic de teze susținute în Republica Moldova. Există un indicator, numărul de teze susținute la 100.000 de locuitori. După acest indicator, Republica Moldova este printre ultimele țări din Europa, având de 3-6 ori mai puțin decât statele dezvoltate. Numărul mic de doctoranți și, a doua, rata mică a susținerilor tezelor de către doctoranți. Bursa doctorandului este de circa 50 de euro și normal că puțini care vin în doctorat, iar cei care vin își mai caută și alt loc de muncă și mai puțin timp acordă cercetării, deci ajung puțini la susținerea finală. Cele mai multe teze de doctorat sunt susținute în domeniile drept, economie, pedagogie și psihologie, iar împreună cu medicina constituie aproape 70% din numărul total al lucrărilor prezentate în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. În același timp, Universitatea de Stat ocupă primul loc în topul instituțiilor cu cele mai multe susțineri de teze, 132, urmată de Universitatea de Medicină cu 67 de teze și Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe din Moldova cu 49 de teze. Cele patru domenii principale în care se susțin științele medicale și din științele sociale și economice, economia, dreptul și pedagogia, susțin aproximativ vreo 62%, dar publică în revistele din baza de date Scopus până la 10% din articole din cercetătorilor, autorilor moldoveni. Deci aici există discrepanțe, neconcordanțe între numărul doctoranților, numărul tezelor susținute și performanța științei. Timp de 23 de ani în Republica Moldova au fost conferite peste 500 de grade de doctor habilitat și aproximativ 4.000 de grade de doctor în științe. În plus, 1.063 de grade științifice conferite peste hotare au fost recunoscute și la nivel național. Numărul total al persoanelor cu grad științific este de peste 8.000, din care aproape 900 sunt